Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Florentina Mihăiță, iar astăzi citim Fantomele Crăciunului. Ar fi trebuit să fie o săptămână plină de veselie. Se apropia Crăciunul, primul Crăciun al lui Rapunzel de la întoarcerea ei la castel. În ultimii 16 ani din viață, prințesa sărbătorise Crăciunul închis în turnul mamei Gothel. Holurile palatului erau împodobite cu crengi de laur. Majordomii tocmai aleseseră bradul regal. Toată lumea se străduia să răspândească voie bună. Până și cei mai ursuți oameni din oraș erau voioși. Dar o persoană din familia regală nu era pregătită pentru un Crăciun fericit. "Nu, nici nu mă gândesc," spuse Rapunzel. "Refuz să iau parte la Crăciun." "Poftim?" strigă Flynn. "De ce nu vrei să te bucuri de cea mai frumoasă sărbătoare din an?" Rapunzel îl privi nedumerită. "Cea mai frumoasă? Vrei să spui cea mai oribilă?" Flynn era confuz, până când Rapunzel îi povesti despre sărbătorile de Crăciun petrecute în turnul mamei Gothel. "Doar știi cum e," spuse Rapunzel. "Toată ziua numai muzică din aia stranie de Crăciun. Mama Gothel nu se mai oprea din cântat. Urăsc incantațiile și mormăielile." Flynn nu știa să se fi cântat așa ceva de Crăciun. "Înțeleg," spuse el, forțându-se să nu zâmbească. "Altceva?" "Mama Gothel îmi spunea povestea lui Crăciun, spiritușul fantomă, cum se furișează în ajun în odăile copiilor și îi răpește. Nu mai reușeam să adorm toată noaptea de frică," suspină Rapunzel și se înfioră toată. "Probabil toți copiii au probleme cu somnul în ajun. Tu nu aveai?" "Nu, chiar nu aveam," spuse Flynn. "Abia așteptam să merg la culcare și să mă trezesc în dimineața de Crăciun. Să știi că de Crăciun nu-i deloc așa cum spui tu." Din tot ce-i povestea Rapunzel, reieșea că mama Gothel făcuse tot ce-i stătea în putere ca prințesa să considere Crăciunul o sărbătoare înfricoșătoare. "Voia să o țină închisă în turn," se gândi Flynn, toată viața. Dar Flynn putea să schimbe acum lucrurile. Zâmbi și-o luă pe Rapunzel de mână. "Știi ceva? O să-ți arăt cum e Crăciunul de fapt. Vino cu mine." O conduse pe prințesă afară din palat. "Uită-te în jur," o îndemnă el. "Ți se pare cumva fantomatic?" Trecură pe lângă un pâlc de copii care cântau colinde. Asemenea cântece de Crăciun, Rapunzel nu mai auzise niciodată. Un băiețel alergă spre prințesă. Ținea în mâini un pachet prins cu o fundă aurie. "La mulți ani, prințesă Rapunzel," spuse el. "E o capcană la pământ," țipă Rapunzel și se ascunse după un zid scund de piatră, aruncând priviri prudente din ascunzătoarea ei. Flynn și copiii se uitau la ea mirați. Cine se sperie de un cadou de Crăciun? "Nu e nicio capcană," îi spuse Flynn cu blândețe. "E doar un cadou." Deschise cutia. Înăuntru era o coroniță de flori nemuritoare. Rapunzel ieși încet din spatele zidului și luă coronița de la Flynn. "Un cadou adevărat de Crăciun?" întrebă ea ca și cum n-ar fi auzit niciodată de așa ceva. "Nu e o cutie care explodează?" Prințesa în genunchi lângă băiețel îi cuprinse mâinile între ale ei și îi mulțumi. Rapunzel și Flynn hoinăriră apoi prin oraș și dădură peste oameni care decorau un prad uriaș. Rapunzel arătă spre vârful pradului. "E nevoie de mai multe talismane acolo sus dacă vreți să-l alungați pe Crăciun, spiritușul fantomă," spuse prințesa luând un globuleț. "Nu cred că talismanele astea sunt bune, nu par deloc înspăimântătoare." "Nu sunt talismane," îi explică Flynn. "Sunt globulețe, ca să împodobești bradul cu ele." Rapunzel se uită nedumerită. "Păi și cum îl țineți la distanță pe spiritușul fantomă?" Flynn nu se mai putu abține și izbucni în râs. Se întoarseră la castel. Acolo, Flynn luă câteva cărți despre adevăratul Crăciun. "Vezi? Moș Crăciun nu e un spirituș fantomă. E un bătrânel simpatic care călătorește în lung și în lat în ajunul Crăciunului ca să împartă daruri fetițelor și băieților." Flynn îi arătă lui Rapunzel desene cu un bărbat arătos și zâmbitor care căra un sac plin de jucării. "Nu răpește copii, vezi?" Rapunzel și Pascal, cameleonul ei, se uitară unul la celălalt. "Când te gândești câte ajunuri petrecuseră ghemuiți unul în altul, prea înfricoșați ca să adoarmă."
Vrei să spui că băieții și fetele adorm greu în ajunul Crăciunului de la prea multă bucurie? Întrebă ea. Flynn dădu din cap în semn că da. Copiii așteaptă Crăciunul cu mare nerăbdare, spuse el și o privi pe Rapunzel, care se chinuia încă să înțeleagă. Acum că știi cum e de fapt această sărbătoare, ai fi interesată să iei parte la ea anul ăsta? Cu adevărat, pentru prima dată? Chipul prințesei se lumină. Da! Oftă fericită și se tolăni alături de Flynn pe o canapea comodă. Îți mulțumesc pentru tot, spuse ea. Eu ar trebui să-ți mulțumesc de fapt, recunoscu Flynn. E primul meu Crăciun petrecut într-o familie adevărată. În toți anii în care am trăit la orfelinat, știam cum trebuie să fie această sărbătoare, dar n-am avut niciodată parte de un Crăciun atât de fericit. Până acum. Flynn și Rapunzel rămaseră împreună în fața focului. Nu după mult timp, prințesa a dormit. Ajunul Crăciunului fusese minunat. Primul din multele ajunuri ce aveau să vină. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.